7 minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. 7 minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial. Bine v-am regăsit! Vorbim astăzi despre talerele balanței. Nu știu câți dintre voi știți cum mai arată o balanță, una din acelea pe care încă se mai cântărește în piață sau una din acelea pe care o vedeți în magazinele de antichități. Și de câte ori mă uit la balanța din bucătăria mea și, bineînțeles, că o văd zilnic, orice femeie intră zilnic în bucătăria ei, vai de ea dacă nu stă zilnic în bucătăria ei sau vai de familia ei dacă femeia nu intră în bucătărie zilnic. Pentru mine, peisajul balanței este o invitație la echilibru. Mă uit la balanță și mă gândesc cât de adesea un taler stă spânzurat și celălalt stă mai jos decât trebuie. Ce disciplină trebuie să ai, să poți să ții mintea și inima în echilibru, vorbele și faptele să meargă unele împreună cu celelalte, cum spun predicatorii noștri, dacă vorbești cu maestrie, fă bine și trăiește cu maestrie. Ține-te de ceea ce spui, fă lucrurile pe care le crezi. În zile ca acestea, înainte de anul nou sau după anul nou, de cele mai multe ori ne gândim că e o vreme în care ne facem acele bilanțuri, în care ne uităm la trecut cu anume emoții. Te uiți la trecut cu mânie, cu furie, cu bucurie, poate. Ai momente de glorie, ai momente de durere, toate sunt parte din viața ta. Te uiți la viitor cu speranță sau te uiți la viitor cu teamă. Îți faci planuri, îți pui visele în cadrul unui proiect. Cam așa sună viitorul pentru cei mai mulți dintre noi. Nu neapărat sună bine viitorul, dar în zilele ca acestea ne gândim la viitor și ne uităm într-un anume fel la viitor. În zilele ca acestea stăm pe balanță și în zilele ca acestea emoțiile pe care le trăim pot să facă parte sau dintr-un registru sau din celălalt. Dincolo de metafora pe care o reprezintă balanța mea din bucătărie, la început de an și la sfârșit de an, foarte pilduitor îngrăiesc versurile lui Ionatan Piroșca, pe care îl parafrazez doar. Într-una din poeziile lui, cu multă maestrie, spune că ar trebui să învățăm să trăim viața altfel. Cu poezie, de exemplu, sau cu un țel. În zile ca acestea, probabil că ar trebui să ne gândim că viața trăită într-un anume fel în anul care a trecut ar putea fi trăită altfel în anul care vine. Cu poezie, de exemplu. Dacă poezia ar fi un substitut pentru tot ce înseamnă frumusețe, artă, bucurie, destoinicie, maestrie. Dacă n-a fost destulă poezie în anul care a trecut, să fie în anul care vine. Sau cu un țel, dacă în anul în care a trecut ai trăit cam haotic, ai trăit la întâmplare, ai trăit așa cum dă Dumnezeu, zic românii, și rău zic, că de fapt Dumnezeu nu dă să trăim oricum. Ai trăit fără să ai țeluri, să ai vise care să se transforme în realități. În anul care începe, ai putea să ai țeluri. Ai putea să îndrăznești să visezi, ai putea să îndrăznești să te disciplinezi, să faci din vise realitate. Ai putea să fii mai măiastru în ceea ce înseamnă disciplinele spirituale, postul, rugăciunea, părtășia, studierea cuvântului lui Dumnezeu. Tot ce înseamnă a trăi o viață care să aibă în ea
belșug umblării cu Dumnezeu ar putea da țel unei vieți trăite altfel. Pe pragul dintre ani, cu metafora balanței în minte și în inimă, am putea să învățăm să ne trăim viața altfel, cu poezie, de exemplu, și cu un țel. Șapte minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. Șapte minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.